Te întorci acasă obosită? Ah, găsești casa curată, vasele spălate, rufe spălate, totul pus la punct, o ordine exemplară și un bărbat care calcă. Rufe, știi ce înseamnă asta? Măi, știi ce înseamnă? Că ai halucinații. E așa mă gândi eu tot drumul de la serviciu spre casă, zic, să vezi acum, să vezi... Mă lasă și somn în autobuz. Zic, să vezi acum acasă cum mă duc și mă întind și mă culc. Da, n-apucai să-mi dau nici hainele jos. Ce, repede, niște cartoprăjiți? Repede, un șnițel? Aoleu, rufele l-a spălat, mă luară de aici coșul plin. Băiatul calcă-mi o bluză, fata calcă niște pantaloni, bărbatul meu, păi, ce faci acum? Nu ne apucăm să mai facem și noi ceva? Da, așa fac toți, cred. Cred că toți fac așa. Toți fac așa. Noi suntem un fel de roboți. Dar ce mai fac ăștia cu inginerie artificială? Uite-ne aici! Noi, femeile din România, suntem inginerie artificială. Adică noi facem tot, 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 tot. Vă aduceți aminte că nu erau mașini de spălat, că mie-mi vine s-o și pup, când văd că spală, limpezește, usucă, stoarce, păi îți vine s-o pupi, da? Da? Nu trebuie să le bagi la mașină, nu trebuie să mai ștergi o masă, să mai speli un vas, să-l pui la loc. Și când după ce le pui la loc și ai terminat, zici că mă întind și eu puțin, le vine foame iar și iar împrăștie pe masă. Și asta e viața, asta e, stai noștri. Dacă vă arăt dulapul, nu știu cum aveți hainele în dulap. Dar la noi, este așa, stau vreo oră și le pun pe toate la culoare, la țesătură, ciorap la ciorap, chiloți la chiloți, maior la maior, tricor la tricor, pantalon la pantalon, plovere la plovere, deci totul țiplă. Ba, și când se duc ei să-și ia ceva, hai de capul meu, uite, uite așa vin toate, uite așa vin toate pe el, da. Înainte de a mă culca, mă duc să le așez la loc, în, aproape în fiecare zi. Vi se întâmplă? Vă pup, sunteți de ale mele dacă vi se întâmplă.